În cea mai mare parte a anului, Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială se ocupă cu protejarea spațiului aerian al Statelor Unite și Canadei, însă în luna decembrie lucrurile se schimbă. Copiii pot urmări an de an în timp real pe moșul, care vine cu desaga plină de daruri. Site-ul, cunoscut sub numele de NORAD, a început urmărirea bătrânelului din greșeală în anul 1995. Într-un ziar publicat în acea vreme, a apărut un anunț cu numărul de telefon al lui Moș Crăciun, doar că dintr-o eroare de print a fost publicat numărul colonelului Harry Sup de la agenția americană. Acesta a început să primească sute de apeluri de la copiii curioși de traseul bătrânelului încărcat cu cadouri. Și uite așa a început o tradiție care rezistă și astăzi. Urmărirea în timp real se face pe site-ul www.noradcenta.org și este posibilă grație miilor de voluntari care răspund la mail-uri și telefoane. Anul acesta, Moș Crăciun a călătorit în jur de 510 milioane de kilometri la o viteză fabuloasă de 10 milioane de kilometri pe oră. Acesta a vizitat peste 390.000 de case pe minut și a făcut peste 233 milioane de opriri. Conform site-ului, în România, moșul a ajuns în ajunul Crăciunului în jurul orei 22.